Am cunoscut-o pe Tatiana. De ce vrem să o cunoașteți și dumneavoastră? Este din Tiraspol, de profesie este medic, are 3 băieți, dintre care 2 dintre ei suferă de hemofilie. Cel mare, Mihai, are 9 ani și fratele lui mai mic are doar 5 luni. E bine, bunelul femeii suferea de hemofilie și aceasta s-a transmis băiețelor din familie. Iată ce ne-a povestit ea despre provocările de care are parte zi de zi. Într-adevăr, e greu pentru că trebuie să fii puternic întotdeauna. Cum sunt eu, așa să fie și el. El dacă vede că eu sunt puternic, asta nu e nimic de obișnuit. Eu asta îi spun întotdeauna, tu ai hemofilie, tu ai hemofilie, toți asta știe și la școală și învățătoarea. Pentru că dacă noi spune că el are hemofilie, toți asta teamă, copiii noștri nu trebuie condiții speciale. Doar trebuie să ne atârnăm față de dânși o lecuțică mai cu atenție și dacă nu primim factor. Dacă noi avem factor și copilul e sănătos, el e ca și toți copiii. De ce? Că când toți spun că e altfel, asta e greu. Noi locuim la Tiraspol, însă fără probleme, la Centrul Mamei și Copilului, când ne adresăm, pe noi ne internează în orice timp, zi, seara, dimineață, sâmbătă, duminică. Ar fi comod dacă ați avea posibilitatea să aplicați tratamentul cu factor acasă? Foarte comod. Eu visez la așa ceva, așa s-o primit că eu sunt mai mică și sunt medic. Și eu înțeleg că așa investigații eu sigur le pot face acasă și la copil eu nu m-am întrebat mama, почему мы в больнице, а не в школе. Вот у нас сейчас Новый год будет, а мы в больнице. Pentru copil asta ar fost ușor. Sigur să-i pun injecții, așa el să ca de obicei cătăți copiii și el n-a smătrit, почему мне это нельзя, asta не можно. Тот се duc la educația fizică, la fotbal, dar el nu. Аму, după конференция azi de azi, precis ca să ridic întrebarea asta la noi și cred că a să dovedim ceva să primească așa pentru copiii mei. Pentru că și micuțul de 5 luni are hemofilie, înainte mersul, polzănie, haiba, begăți, pe aia trebuie.